Cei mai mari datornici la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș nu sunt muritorii de rând, cum am înclinat să credem, ci persoanele cu profesii liberale. În această categorie intră avocați, notari sau juriști. Aceștia, deși își permit să-și achite contribuțiile la asigurările sociale de sănătate, preferă să rămână datori. Din păcate, autoritățile nu pot face mare lucru în privința asta și ridică neputincioase din numeri. Veniturile colectate la bugetul asigurărilor sociale de sănătate în județul Maramureș sunt în cuantum de circa 9.300.000 de lei pe luna februarie 2011. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea înregistrează un grad de realizare de numai 69%. Deși am fi tentat să credem că marii datornici sunt muritorii de rând, autoritățile ne contrazic. Răuplatnicii fac parte, în cea mai mare parte, din categoria celor cu profesii liberale, precum avocații sau notarii publici. Există și o explicație pragmatică ce e drept. De exemplu, o zi de spitalizare poate să ridice la 2-3 milioane și dacă stă 10 zile 30 de milioane, dar el are la noi datorii de 1 miliard. Autoritățile, în schimb, ridică din numeri la această problemă și spun că nu pot face mare lucru. Poate doar să-i înștiințeze pe răuplatnici și cam atât. Totul însă rămâne la latitudinea celor care normal ar trebui să-și plătească contribuțiile la stat. Înseamnă că încalcă legea. Ei, ca avocat și ăsta, ar trebui să știe. Nu-i furt. În loc să plătească ce sunt obligații. Deci dacă nu plătesc ceea ce trebuie să plătesc, da, atenție, atunci de ce să mai plătim? Păi nu mai plătim nici noi, nu? Bine că nouă ne trimiteți tot timpul somații, știți? Problema care se pune în momentul de față este că pe zi ce trece sistemul de sănătate se poate susține tot mai greu, iar cum simțul civic le lipsește multora, situația nu pare să meargă spre bine. Așa că tot ce ne rămâne este să ne rugăm să nu cădem bolnavi.